Discutăm pentru început, domnule Romașcanu, despre bugetul pentru anul 2021. Înțeleg din sursele noastre că au fost discuții intense astăzi în coaliția de guvernare. Nu prea reușesc să ajungă la un acord de cele trei partide. Înțeleg că sunt miniștrii de la USR Plus care se plâng că au primit prea puțin bani. Sunt discuții și la UDMR. Cum vedeți dumneavoastră toată această situație, mai ales că astăzi domnul Câțu a anunțat câteva măsuri importante și aș vrea apoi să le luăm pe rând și să le dezbatem? Da, în primul rând văd și vedem cu toții cu tristețe și cu indignare ceea ce se întâmplă, pentru că dincolo de lupta politică, până la urmă e vorba de viața oamenilor și ea este pusă între paranteze atâta timp cât pentru foarte multă lume din această țară viitorul este incert. Nu știm aproape nimic din ceea ce se dorește a se face în acest an. Nu există, din păcate, nici până în acest moment, deși ni se spune altfel, o înțelegere între miniștrii pe sumele necesare a se primi în construcția acestui buget, ci este extrem de îngrijorător și probează ceea ce am spus de-a lungul întregului an trecut și în timpul campaniei electorale, probează o mare incompetență și o inadecvare și lipsă de aderență a actualor guvernanți la problemele reale ale românilor. Și a fi 14 luni la guvernare, că până la urmă această coaliție de dreapta a fost de facto din 4 noiembrie 2019 la guvernare. Deci, actualul prim-ministru a fost ministru de finanțe. A știut exact pe ce bani se bazează. Non-stop ne-a spus de această celebră revenire în V și de faptul că ne merge bine. Chiar și când a fost instalat guvernul, ultima lui luare de cuvânt a fost formată din doar câteva cuvinte. A spus o să fie bine. Sigur o să fie, nu știm când. Dar faptul că ai fost 14 luni într-o formă sau alta la butoanele guvernării nu are cum să te scuze într-un fel că nu ești în stare să faci un buget în 3 luni de zile. Bugetul trebuia prezentat pe 15 noiembrie. Au fost la putere. Indiferent de rezultatul alegerilor, ei ar fi trebuit să aibă un draft de buget pe prioritățile pe care le-au anunțat tot timpul până la sfârșitul anului trecut. Din păcate, incompetența, această luptă pe sinecuri pe care de mult n-am mai văzut-o. Chiar astăzi a trecut o lege de Comisia de Muncă prin care se politizează funcția prefectului și se reînființează, dacă nu mă înșel, poziție de secretar de prefectură. Deci le mai trebuiau încă 41 de poziții pentru a fi fericiți. Poziție remunerată, presupun. Remunerată, cu putere, pentru că secretarul are putere într-o prefectură în condițiile date. Peste cei 40.000 de bugetari angajați în plus de la preluarea guvernării, deși strigau peste tot că sunt prea mulți. Bun, era nevoie? Păi, cu certitudine? Dacă avem nevoie? Cu certitudine, nu. Adică, dacă e să-i credem, în momentul în care pe tot parcursul guvernării PSD spui că e un dezmăț pe banii publici, deși noi am reușit să ținem deficitele în limitele agreate la Maastricht, am avut bani și de pensii și de salarii. Dacă dumnealor au spus că sunt mulți, acum au reușit să-i facă și mai mulți. Iar a nu avea buget, repet, după atâtea luni de guvernare, este incompetență plus tentativă de hoție. Pentru că nu poți să nu te gândești că undeva trebuie împărțit niște bani pentru ceva care nu poate fi făcut public.